Un rezervor de 55.000 de metri cube a fost inaugurat în premieră la terminalul petrolier din Constanța. Rezervorul va depozita motorină și țiței, iar investiția se ridică la 100 de milioane de lei. Noul rezervor va permite mutarea capacității de stocare existente acum într-o zonă din oraș în care se va dezvolta un proiect de regenerare urbană. Rezervorul cu o capacitate de 55.000 de metri cube a fost construit în 17 luni de o companie românească, a fost ridicat în incinta depozitului Oil Terminal din Constanța. Prin inaugurarea noului rezervor este marcată și împlinirea 125 de ani de activitate a companiei Oil Terminal, societate cu capital majoritar de stat. El se adaugă unei capacități existente doar aici, în depozitul sud, de peste 880.000 de, de metri cubi, deci depășim 930.000 de, de metri cubi și asta înseamnă că suntem, iată, pe depozitul al patrulea camărime din întreaga Europa. Noul rezervor va permite stocarea motorinei și a Produsele petroliere care erau stocate în alte spații aflate în oraș în apropierea gării se vor depozita aici. În acea zonă se va dezvolta un proiect imobiliar de regenerare urbană în valoare de peste 800 de milioane de euro. Totodată, noul rezervor va permite stocarea unei rezerve mai mari de produs petrolier, având în vedere că activitatea de stocare și încărcare a crescut după începerea războiului din Ucraina. Marea Neagră și inclusiv, inclusiv portul Constanța a devenit un Hub pentru aceste produse petroliere necesare atât Ucrainei cât și Moldovei. Ne-am adaptat foarte repede la acest flux crescut de produse petroliere pentru partea de export și având în același timp și necesitatea acoperirii pieței interne. În prezent, terminalul este testat cu apă de mare. În câteva zile se va umple cu produse petroliere pentru ridicarea sa sau folosit 900 de tone de tablă. Garanția lucrării este de 5 ani și durata de exploatare este de minim 30 de ani. Depozitul oil terminal este unul dintre cele mai mari din Europa.